Vorbă cu un invitat special de această dată. Pe care ne bucurăm să-l salutăm la microfoanele RCS Media și, bineînțeles, vă mulțumim încă de pe acum pentru tot ceea ce vom primi prin cuvintele pe care ni le veți spune, inspirat fiind. Este vorba de părintele Iosif Antile, părintele doctor, profesor la Institutul Teologic Romano-Catolic de Iași, din Iași, profesor de teologie biblică, dacă nu greșesc. Vă salut și eu cu mare drag pe cei de la RCS Media și pentru lucrarea frumoasă pe care ați început-o. Cred că e prima dată când ne întâlnim în acest mod și în această nouă formulă, da, sigur că da. Și nu este întâmplător locul în care ne întâlnim, pentru că ne întâlnim la un sanctuar, ne întâlnim, să spunem așa, la umbra acestui sanctuar care pentru fiecare dintre noi înseamnă foarte mult și Sfânta Fecioară Maria, cred, înseamnă foarte mult pentru unul fiecare dintre noi, deci ne bucurăm că am lansat chiar aici aceste transmisiuni. V-am ascultat deja la celebrarea penitențială, urmează să vă ascultăm și în următoarele predici. Ce ar însemna până la urmă aceste predici de la Cacica? De ce sunt ele, să spunem, atât de mult pregătite și atât de mult așteptate de cei care vin până la urmă aici, însetați, sperăm noi, de cuvântul Domnului? Sunt așteptate? Eu așa zic, noi le așteptam. Da. Ce să spun? Apropo de acest lucru, da. Înainte de a veni la Cacica și chiar zile trecute, unii sau alții mi-au întrebat, dar cine o să țină predicile anul acesta? Pentru că predicile, aceste meditații, ne introduc cât mai bine în atmosfera sărbătorii. Și, Sfinția voastră, sunteți cel care anul acesta ați fost ales să transmiteți mesajul Sfintei Fecioare Maria. Da, trebuie să spun că, într-adevăr, și pentru mine e ceva cu totul nou. Am fost la Cacica de atâta ori, dar niciodată în această situație. Și când Preasfințitul Iosif Păuleț mi-a propus să țin predicile, am zis că mă gândesc vreo 2-3 zile și am zis da. După ce am zis da, după aceea am început să resimt greutatea, pentru că mi-am dat seama că e o răspundere într-adevăr foarte mare. Vin atâția oameni la Cacica și sunt apoi atâția oameni care de la distanță urmăresc mesajul nostru și m-am gândit că trebuie într-adevăr să mă pregătesc serios pentru acest lucru. Da, cât privește prima predică de la celebrarea penitențială, într-adevăr, vedeți, când vorbim despre aceste lucruri, e vorba de adevăr, de sinceritate. Nu este totdeauna ușor, nu? Ca și atunci când mergem la spovadă. Nu ne este ușor pentru că trebuie să recunoaștem adevărul despre noi. De aceea și tenta acestei predici a fost, să spunem așa, poate mai o tentă mai gravă, pentru că, într-adevăr, o cercetare a cugetului este ca o oglindă unde te uiți și oglinda aia nu minte, de zice, uite, acolo nu e bine, acolo nu e bine. În rest, celelalte predici, deși suntem la un sanctuar marian, predicile nu vor avea un caracter exclusiv marian. Pentru că consider că atunci când venim la un sanctuar, noi trebuie să ne întâlnim cu, o să ne confruntăm cu propria persoană, cu propria realitate, da, cu lucruri esențiale ale vieții, iar predicile pe care le voi ține în continuare au această idee de a sublinia niște aspecte esențiale care privesc identitatea noastră creștină. Dar nu pot să spun mai mult pentru că va trebui să vedem acolo în concret despre ce e vorba. Deja din prima predică s-a simțit că sunteți un specialist în Biblie, pentru că ați făcut aceste referințe biblice și celelalte predici, că putem să divulgăm așa un pic, e clar, fiind un exeget, un profesor de Biblie, probabil veți face legătura cu Sfânta Scriptură în aceste zile. Bărbiala este întemeiată, da, într-adevăr, normal. Mi se pare și firesc, ocupându-mă de Sfânta Scriptură, să evidențiez mai mult importanța și frumusețea Scripturii. De fapt, sunt convins că fără o întoarcere la Scriptură, iar Papa Francisc, de exemplu, nu, prin documentul de anul trecut, Aperuit Illis, insistă atât de mult asupra urgenței cunoașterii Scripturii. De aceea mă folosesc, să spunem,
de predică, pentru că este un mijloc foarte eficient pentru a vorbi despre Scriptură și semnificația Scripturii în viața noastră. Este nevoie. Și din ceea ce bănuiesc despre Ercis Media, veți lucra destul de mult în viitor în această privință. Cu siguranță. Și dacă tot ați amintit de această întâlnire până la urmă, pe care cred fiecare pelerin, participant la acest ram o dorește cu Dumnezeu, cu Sfânta Fecioară Maria, este și această întâlnire până la urmă în cuvânt sau cu acest cuvânt al Domnului. Nu îl întâlnim doar, să zicem, sentimental sau într-un mod dintre ăsta în care fiecare poate caută senzaționalul. Îl întâlnim concret în cuvântul Domnului. Cât de mult îl mai caută omul astăzi în cuvânt pe Dumnezeu? Profetul Amos la un moment dat vorbea despre o foame. Da, spunea că Dumnezeu va trimite o foame pentru cuvânt. Eu pot să văd la foarte mulți oameni astăzi dorința de a cunoaște mai mult Sfânta Scriptură și de a întâlni mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mulți laici, dar și preoți care spun trebuie să ne apropiem mai mult de cuvântul lui Dumnezeu. Și, de fapt, asta corespunde și, să spunem, unei tendințe în Biserica Catolică de astăzi, care a conștientizat mereu mai mult importanța cuvântului. De fapt, acolo ne găsim forța, puterea, energia, rădăcinile. Dacă nu suntem apropiați de cuvânt, de Scriptură, rămânem așa, poate, la un nivel un pic superficial. De aceea, eu mă bucur foarte mult că, iată, și Ercis Media dați atât de mare importanță cuvântului. Dacă privim și la acest banner pe care l-am făcut, împreună cu tine, Ercis Media, vedem acolo și da, e mare, da. Arată acest banner că noi încercăm să răspândim cuvântul lui Dumnezeu și e un spațiu destul de mare în acest banner. Vrem să facem acest lucru, că noi încercăm să fim niște mesageri ai cuvântului Dumnezeu, pentru că oamenii sunt cu adevărat însetați de acest cuvânt, pentru că citind cuvântul, meditându-l și trăindu-l, cu siguranță ei se redescoperă pe ei și își dau seama care este scopul lor și dacă sunt pe drumul cel bun cu împlinirea vieții sau mai au ceva de lucrat, pentru că acest cuvânt este o oglindă a omului în care se poate recunoaște și să se vadă așa cum este el. Ca să nu mai spunem că asociația este presa bună, deci facem parte dintr-o asociație care exact ne responsabilizează mai mult decât, să spunem, ne favorizează cumva această misiune. Suntem la un sanctuar. La un sanctuar de obicei se fac pelerinaje. Repet, anul ăsta noi spunem că trăim... Este vizită la sanctuar. Vizită la sanctuar. Și hramul sanctuarului de la Cacica. Așa este. Exact. Ce găsește sau ce ar trebui să descopere un pelerin în timpurile normale sau un credincios care vine la un sanctuar și, să zicem, cum ar trebui el să vină, să se îndrepte spre un sanctuar pentru a găsi, să zicem, ceva, pentru că poate, probabil, de multe ori plecând de acasă nu știm ce vrem. Nu? Dar pe drum și la un sanctuar putem să descoperim foarte multe lucruri. Care este rolul acestui pelerinaj pe care îl face un creștin? Să spun sau să nu spun? Pentru că ați anticipat deja, să spunem, tema predicii care va urma la liturghia de deschidere. Acolo realmente voi aborda acest subiect. De ce anume mergem la un sanctuar? Suntem live, așa cum... Și în picioare. Exact. Așa. Da, se poate continua, da. Sigur. De ce suntem la un sanctuar? Voi răspunde cumva la această întrebare la predica de la liturghia de la ora 12, pentru că, într-adevăr, atunci când mergem la un sanctuar, noi mergem într-un fel să căutăm ceva, da? Nu mergem doar pentru o excursie, ci mergem pentru că simțim nevoia de a căuta ceva, de a găsi un răspuns. Oamenii mergeau, de exemplu, în vechime, la un sanctuar pentru a primi un mesaj din partea lui Dumnezeu,
pentru a primi, nu știu, un oracol în vremea profeților. Da? Cumva și astăzi mergem la, la un sanctuar pentru că simțim că acolo la, la sanctuar îl putem întâlni pe Dumnezeu într-un mod deosebit, altfel decât în viața de zi cu zi, și sanctuarul ne poate oferi răspunsuri la unele întrebări esențiale. Dar nu spun totul pentru că altfel rămân fără materie la predică. Bineînțeles, sunt de acord. Și da. Ascultătorii noștri, urmăritorii noștri trebuie să rămână pe poziții în aceste zile, conectați ca și cum ar trăi aici toate aceste celebrări. Mulțumim, vă mulțumim pentru gândurile dumneavoastră, vă urmărim cu, nu doar cu interes, dar și cu credință, sperăm noi, și cu multă dorință de a primi toate harurile care știm că se revarsă aici la Cacica, atât pentru cei care sunt fizic, cât și pentru cei care și-ar fi dorit să fie prezenți, dar o pot face doar prin intermediul tehnologiei anul acesta, și vă dorim multă inspirație de la Duhul Sfânt, de la mijlocire, de la Sfânta Fecioară Maria, și bineînțeles să ne fie tuturor de folos. Mulțumesc și eu pentru cuvintele voastre, cu mare plăcere, și e o încântare să văd o echipă atât de tânără și de entuziastă. Sper să vă păstrați acest entuziasm până la capăt, pentru că lumea are nevoie de mesajul vostru, mesajul pe care voi îl transmiteți. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți putere de muncă, să realizați lucruri minunate. Vă mulțumim frumos, a fost împreună cu noi părintele Iosif Antili, profesor de teologie biblică la Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași, și este și responsabilul, este vicarul episcopal pentru cultură. Iată, noi cam în această zonă ne aflăm și noi pe partea de mass media, și cumva părintele mai urmărește, ne mai ajută, ne mai dă un sfat pentru ca să ne împlinim cât mai bine această misiune pe care o avem. De a răspândi cuvântul lui Dumnezeu și mesajul, iată, de această dată de aici, de la Cacica, de la sanctuarul Sfintei Fecioare Maria.